ferma integrată care își vinde produsele în propria rețea de magazine. În județul Sibiu, fără a fi în exploatare un efectiv de mii de vaci, cu un plan de business bine gândit, o afacere din zootehnie a reușit să fie rentabilă. Ferma este axată pe creșterea vacilor de lapte. Lucrăm o suprafață de 41 de hectare, dintre care 27,5 cu porumb siloz. Efectivul fermei este de 240 de capete în momentul acesta, fluctuează. Avem în jur de 80 de capete mame, la mulți sunt 51 în momentul de față. Producția de lapte, toată o procesăm. Procesarea are loc în cadrul societății. Produsele ajung în rețeaua de magazine Transagape, o rețea de 35 de magazine în creștere. Magazinele sunt amplasate în tot orașul Sibiu. Producem telemia, brânză de burduf, iaurt, sana, urdă. Produsele de carmangerie sunt prelucrate la carmangeria societății. Cârnați, carne de mici, produsele specifice din porc, din vită. Avem și o fermă de porci cu o capacitate de 50 de capete. Nu suntem neapărat pe ferma de porci, suntem axați pe fermă de vaci. Avem și lacurile pe care le exploatăm. Sunt lacuri de creșterea peștelui, crab specific, care sunt desfăcute tot în magazinele societății Transagape. Fiind integrator, nu simțim foarte mult impactul terților, intermediarilor. Avem piața de desfacere asigurată, oamenii cunosc produsele societății, sunt de calitate, de calitate premium, prețurile la fel sunt pe măsură, dar avem garanția că consumăm un produs bun și de calitate. O fermă mixtă în care s-a investit mai ales pe partea de zootehnie, exploatația din județul Sibiu mizează pe genetica autohtonă, dar și străină. Cele mai bune performanțe sunt obținute cu vaci din rasa bălțată românească. Avem vaci de lapte bălțată românească, Holstein. Silozul din rația de mâncare al vacilor este undeva la 40%, poate chiar mai mult, undeva 50% din cantitate, pentru că îl mănâncă foarte bine. Producția pe cap de vacă este o medie de 26 de litri pe cap de vacă zilnic, undeva la 305 zile, funcție de rasă. Am avut 6500, 7000. Calitatea laptelui la bălțată românească este mult mai consistent, mult mai gras. Dau lapte de mai mare cantitate de lapte. Amândouă sunt, în aceeași măsură, foarte bune de lapte. Ca rezistență la boli, bălțata românească este mult mai robustă, mult mai zdravănă. Chiar dacă nu dau așa un lapte mult, dar e de calitate și nu sunt probleme pe partea cealaltă. Medicamente, tratamente și așa mai departe. Vacile din fermă sunt foarte îngrijite, sunt foarte liniștite, mănâncă, sunt tratate ca și orice animal, pot să zic ca un om, sunt tratate ca o entitate. Au un peisaj frumos, au soare, au toate condițiile de microclimat. Înăuntru au ventilatoare vara, au perii, când au nevoie să duc, se scarpină, este și muzică, le liniștește. E o muzică liniștitoare, fără stres, fără... Adevărul că muzica care o au vacile, îi cam enervează pe muncitor, dar n-au ce face, este impusă. Ea este o vacă recordistă, are o capacitate de producție de lapte foarte mare. Undeva pe lactație am avut undeva la 9000 de litri, dar o să spună computerul imediat. De 5 ani, în fermă a fost introdus mulsul robotizat, iar investiția a meritat fiecare bănuț. După modernizare, șeful de fermă a sesizat nu doar că volumul de muncă a scăzut, ci și că văcuțele dau mai mult lapte. De 5 ani avem un robot de muls, nu mai depindem de forța umană, că dacă are chef vine la lucru, dacă nu are chef nu vine la lucru. Vacile au crescut performanța. Când am ajuns în fermă acum 10 ani, ne necăjeam, ne chinuiam să ajungem undeva la 19 litri, ori acum media este pe
de 26 de litri pe cap de vacă. Creșterea de produs de lapte de la 18 litri pe cap de vacă la 26, în mod cert, 100% l-a avut robotul. Vacile vin la mulți când vor, intră când vor, iasă când vor, mănâncă când vor, se culcă când vor, este la libera lor alegere. Vacile care sunt în lactație nu iasă. Au spațiu de plimbare în interior. Pe pășunat sunt doar, e doar tineretul și vacile care sunt la repaus mamar. Vacile care după 270 de zile de lactație iasă în pășunat. Iasă la repaus mamar să-și refacă organismul, să aibă grijă de vițel și așa mai departe. Însămânțarea o facem doar artificial. Nu avem taur de reproducție autorizat. Am avut ceva posibilități, dar produșii n-au fost de calitate, n-am fost mulțumit de ei, așa că am optat doar pentru însămânțare artificială, cu taur de calitate, cu MSC de calitate, material seminar congelat de calitate. Însămânțarea ne facem noi aici. Avem un doctor care se ocupă de însămânțare, de furajare, de toate. Am avut cazuri în care o vacă o fătați și de două ori pe an, dar sunt excepții. Dar în fiecare an câte un produs. Na, o vacă, tocmai am avut-o aici, o plecat, are 13 ani, în fiecare an a avut produs. A fost și este o vacă încă de bună calitate, este la mulți, măcar că nu primim subvenție pe ea, pentru că până la 10 ani ne primim subvenție, dar o păstrăm. O păstrăm în efectiv pentru că e bună. Dă lapte, dă produs în fiecare an și e sănătoasă. O parte din munca la fermă se face astăzi și din birou. Cu un sistem informatic special, fiecare văcuță este monitorizată, iar acest lucru ajută exploatația să selecteze mai departe genetica performantă. Zilnic petrec în jur de o oră, oră jumate la birou, restul timpului îl petrec afară, între animale, între oameni, îi coordonez, îi ajut, îi îndrum. Pentru mine zootehnia e o plăcere, e o muncă și mai mult decât toate, natura. Natura, punctul forte pe care îl văd aici în fermă. Dacă ar fi să aleg o ramură din zootehnie, categoric aș alege vaca, pentru că sunt animale mari, animale plăcute, liniștite, care oferă lapte, carne, viței. Dacă ar fi să aleg din punct de vedere comercial, clar, bălțată românească. Lapte, carne. Nu sunt eu chiar în măsură să dau sfatul, dar dacă ar fi să o iau eu personal, categoric aș merge pe vacă și aș încerca să-mi vând eu produsul, să nu-l vând prin terți, pentru că, categoric, că trebuie să ajungă la beneficiar, cel care lucrează. Acolo trebuie să ajungă banii, să se regăsească toată munca. Aș merge pe vacă, ar trebui mediatizat mult mai mult. Învăța susținuți fermierii care merg pe vacă, pe produsele de vacă, din vacă, telemia, carne, tot ce produc ele, să-și desfacă produsele singuri. Ar trebui susținuți, ar trebui îndrumați, ar trebui ajutați de stat, de oricine care poate să dea un sfat, să-i coordoneze, să-i îndrume în sensul ăsta. Recordmena pe care v-am arătat-o pe frontul de furajare, în 2019 a avut 11.178 de litri de lapte, în 2020 10.921 mai puțin, în 2021 13.998, în 2022 11.801 litri și lactația de acum e în curs de desfășurare, undeva la 54 de litri de lapte pe zi. Productivitatea vacilor din fermă depinde în mare măsură de furajare. Porumbul silos este de bază, iar recolta anuală obținută este una ridicată tocmai mulțumită văcuțelor. În loc de fertilizanți chimici, în fermă se folosește numai gunoiul de grajd. Mai nou, noi lucrăm eco, nu mai cumpărăm azot, nu mai ajutăm, nu mai fertilizăm cu azot, fertilizăm doar cu purin din fermă, cu dejecții lichide din fermă. Se simte lipsa de azot, dar în ceea ce privește calitatea produsului, este un produs
de foarte bună calitate. Un silos de foarte bună calitate pentru vacile cu lapte. Pentru porumbul silozii, necesar o prelucrare bună a terenului. Trebuie să fii foarte atent la toate condițiile de meteo, temperatura solului și așa mai departe. Sămânța pe care o achiziționezi, timpul care trebuie să stea în pământ, timpul care este acordat, deci 155 de zile pentru grupele de porumb mai mare, grupele FAO mai mari, e foarte important. Deci trebuie dat atenție la tot, absolut tot. Cultura de siloz, după ce este recoltată, trebuie acordat o atenție foarte mare, trebuie acoperit, clar, să fie izolat, să fie tasat, să fie protejat de intemperii, de animale, se fac analize, să se observe dacă are loc procesarea lactică, să n-aibă loc procesarea care nu ajută, procesarea acidă sau procesarea alcoolică. De aceea este mult mai scump și mult mai important decât grânele care le recoltezi și doar le depozitezi. Eventual le usuci dacă nu au umiditatea cum se cade, dar este mult mai complicat cu porumbul siloz. Ferma din Sibiu așteaptă ca din acest an să acceseze o subvenție nouă pentru porumbul siloz. Sprijinul cuplat suplimentar vine să compenseze costurile de producție în creștere și în acest fel exploatația va putea să păstreze prețurile accesibile pentru produsele atât de apreciate pe piața locală în județul Sibiu.